Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș. După o zi de pauză, voi intra din nou și voi face tutorial pentru piciorușele renului Rudolf. Pentru aceasta vom avea nevoie mai întâi și mai întâi de firul negru, firul Bravo. Așa cum v-am prezentat la începutul tutorialului, voi lucra cu croșetul numărul 3. Vom avea nevoie apoi de foarfec, de fir despărțitor și de melană. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este începutul. Deci lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Acum vom închide cercul magic și vom închide acest rând cu fir alunecat. Voi lăsa să meargă jos. Voi închide cu fir alunecat rândul, așa cum vă spuneam. Sper să reușesc din prima. Așa. Iar în continuare, în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe, noi vom face o înmulțire. Astfel că la capătul acestui rând ne vom întâlni cu 12 piciorușe scurte. Eu am făcut deja o înmulțire, de acum vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am terminat acest rând, am obținut cele 12 piciorușe scurte. Am pus firul despărțitor și vom continua. Rândul numărul 3. În primul picioruș vom face o înmulțire de 3. Deci, de 3 ori vom intra în primul picioruș și vom lucra un picioruș scurt. Deci, făcut deja de 2 ori, vedeți că firul nu este foarte filat, nu este bine filat și rămâne un pic în urmă. Deci am făcut prima mulțire de 3, acum voi continua cu 10 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste 10 piciorușe scurte. Am lucrat cele 10 piciorușe scurte. Acum, în ultimul picioruș scurt din rândul anterior, vom face din nou o mulțire de 3. Astfel că la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 16 piciorușe scurte. Voi schimba firul despărțitor, iar rândul numărul 4 vom lucra în tehnica back loop. Nu vom prinde tot firul, vom lua doar parte din spate. Și în felul acesta vom lucra fiecare dintre cele 16 piciorușe. Deci, noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 16 piciorușe în tehnica back loop. Am lucrat cele 16 piciorușe back loop. Acum vom continua cu rândul numărul 5. În primul picioruș vom face o înmulțire normală. O înmulțire. Apoi vom continua cu 14 piciorușe scurte. Lucrăm piciorușele în mod normal. Rândul luăm fiecare ochi în mod normal. Deci, așa cum spuneam, 14 piciorușe, iar noi ne întâlnim după ce vom lucra aceste 14 piciorușe scurte. Am lucrat cele 14 piciorușe scurte. În ultimul picioruș vom face o mulțire. Și astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua rândul numărul 6, lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Acum voi face două scăderi consecutive. Deci
și voi scădea de 2 ori. Prima scădere. Acum voi face cea de-a doua scădere. Vom continua cu celelalte 7 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul rândului. 7. Și astfel am obținut din nou un număr de 16 piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 7, noi vom lucra 16 piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci nu va fi nevoie să mulțim, mergem, luăm picioruș cu picioruș. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul 8 și acest rând vom începe cu o scădere de 3. Deci voi trece prin prima jumătate a următoarelor 3 piciorușe și voi face o scădere, după care voi continua cu 10 piciorușe scurte. Le vom lucra singure, aceste 10 piciorușe scurte. Am lucrat cele 10 piciorușe scurte, iar acum voi face din nou o scădere de 3 piciorușe scurte, deci o scădere triplă, și la sfârșitul acestui rând obținem un număr de 12 piciorușe scurte. Acum din nou schimbăm firul despărțitor și vom începe rândul numărul 9, lucrând 4 piciorușe scurte. Apoi vom face în următoarele 4 piciorușe înmulțiri, deci 4 înmulțiri consecutive. Una, două, trei, cea de-a patra înmulțire. Și voi continua cu cele 4 piciorușe scurte care mi-au rămas până la capătul acestui rând. Și astfel, la sfârșitul rândului, vom avea 16 piciorușe scurte. Și cea de-a patra. Următorul rând vom începe cu o scădere, rândul numărul 10. Vom face o scădere. Mai întâi și mai întâi. O scădere. Foarte dificil și cu firul și cu croșetul. Nu sunt atât de calitative pe cât mi-aș fi dorit. După această scădere voi face 2 piciorușe scurte. Vom continua din nou cu o scădere.
alte două piciorușe scurte și vom continua în acest mod, întreg rândul, o scădere urmată de două piciorușe scurte. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 10 piciorușe scurte. Am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum, ultimul picioruș nu l-am închis de tot, pentru că voi face schimbul de culoare. Voi adăuga firul maro, nuanța mai închisă. Voi face un picioruș scurt, cel de început, felul acesta. Voi trage bine firul negru, voi trage bine firul maro și pentru câteva piciorușe voi lucra cu amândouă firele ascunse în spate. În felul acesta voi da stabilitate. Cel de-al patrulea. Acum voi abandona firul negru pe care îl voi lăsa în interior. Nu mă deranjează cu nimic. Oricum va trebui să umplem și vom continua acest rând. Deci am lucrat aceste 10 piciorușe, acum vom repeta, vom face alte două rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Deci vor fi un total de 3 rânduri de piciorușe scurte cu culoarea maro. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 10 piciorușe scurte, voi continua lucrând. Un picioruș scurt. În următorul picioruș scurt vom lucra o mulțire de 3 jumătăți de picioruș dublu. Deci, în corespondența aceluiași picioruș, vom face 3 jumătăți de picioruș dublu. Și acum am prima, cea de-a doua, cea de-a treia jumătate de picioruș scurt. Dublu, scuzați. După care voi continua cu 8 piciorușe scurte, astfel că la capătul rândului obținem un total de 12 piciorușe. Cel de-al optulea, prind și firul, vom schimba firul despărțitor, trecem la rândul numărul 15, unde vom lucra un picioruș scurt, o scădere de 3, deci ceea ce am înmulțit în rândul anterior, acum vom scădea, pentru că trebuie, așa cum spuneam, practic sculptăm cu croșetul, deci o scădere de 3. Aici un pic este nevoie de un pic de atenție, dacă aveți un fir mult mai bun decât al meu, foarte bine. După care voi continua cu cele 8 piciorușe scurte care ne-au rămas și vom obține din nou un număr de 10 piciorușe scurte.
Am ajuns la capătul acestui rând. Din acest moment, noi vom lucra de la rândul 16 până la rândul 21, inclusiv vom lucra câte 10 piciorușe scurte. Deci vom avea 6 rânduri. După 6 rânduri de câte 10 piciorușe scurte, noi ne vom întâlni și vom continua lucrarea. Am lucrat cele 6 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Am umplut un pic piciorușul cu melană, pentru că apoi ne va fi mai greu. Acum vom continua lucrând 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar în următoarele două piciorușe scurte vom lucra două înmulțiri de câte jumătate de picioruș dublu. Deci în primul picioruș, în piciorușul numărul 9, voi face două jumătăți de picioruș dublu și în piciorușul cu numărul 10 voi face alte două jumătăți de picioruș dublu. Astfel că la sfârșitul acestui rând vom avea din nou 12 piciorușe. Voi schimba firul despărțitor. Voi continua cu 8 piciorușe scurte. Iar acum voi face două scăderi. Deci jumătățile de picioruș dublu pe care le-am înmulțit în rândul anterior, le voi scădea. Voi face două scăderi. Prima, acum. Prima scădere. Cea de-a doua. Foarte greu lucrez cu această croșetă. Și acum am ajuns din nou la un număr de 10 piciorușe scurte. Vom continua lucrând. 9 piciorușe scurte, rândul 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și în ultimul picioruș vom face o înmulțire, o înmulțire normală, astfel că vom avea un număr de 11 piciorușe scurte. Schimbăm firul, vom continua cu rândul 25, vom lucra 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, iar în ultimul picioruș vom face din nou o înmulțire. Sper că vom obține un număr de 12 piciorușe scurte.
Voi schimba firul despărțitor și voi continua. Rândul 26. Începem cu o mulțire. Urmată de un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt, deci avem două mulțiri până acum, cea de-a treia mulțire, un picioruș scurt, cea de-a patra mulțire, un picioruș scurt, de-a cincea mulțire, un picioruș scurt, a șasea mulțire, un picioruș scurt, și astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci, 3 rânduri de 18 piciorușe scurte. Vom continua cu rândul numărul 30. Vom începe 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, vom face o scădere. Vom continua cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar în ultimele două piciorușe vom face câte o înmulțire. Deci prima înmulțire și cea de-a doua înmulțire. Acum vom continua cu rândul 31. Și vom lucra pentru început 18 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom continua singure 18 piciorușe scurte. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte, iar în ultimul picioruș vom face o mulțire. Astfel, am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte. Cu aceste 20 de piciorușe scurte, noi vom merge înainte două rânduri. Deci vom face două rânduri de câte 20 de piciorușe scurte. Vom lucra singure. Ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am terminat de lucra cele două rânduri de câte 20 de piciorușe scurte. Acum voi închide lucrarea. Vom umple cu melană și restul piciorușului. Acesta este unul din piciorușele din față. Bineînțeles, eu l-am lucrat și pe cel de-al doilea. Acum vom trece la piciorușele din spate. Pentru piciorușele din spate vom lucra până la numărul 13, numărul 13 inclus, în același mod ca și piciorușul din față. Acum vom continua de la numărul 13. Dacă vă amintiți, am lucrat 3 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Și vom începe rândul 14, un picioruș scurt. În următorul picioruș vom face o mulțire de 3 jumătăți de picioruș dublu. Deci, 3 jumătăți de picioruș dublu. 1, cel de-al doilea,
cel de-al treilea picioruș, jumătate de picioruș dublu, deci o mulțire de 3 în același picioruș. Și vom continua cu cele 8 piciorușe care ne-au rămas, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe. Cel de-al 8-lea picioruș. Acum vom începe rândul numărul 15. La rândul numărul 15 vom începe din nou cu un picioruș scurt. După care, aceste trei piciorușe, trei jumătăți de picioruș dublu pe care le-am înmulțit, acum le vom scădea. Deci vom face o scădere triplă. Pui 1, 2, nu? Să nu greșesc, să nu greșesc, de aici, de ce nu mă lași, voi face în alt mod, așa, 1, al doilea, al treilea, le voi închide pe toate trei împreună, voi închide, voi continua cu cele 8 piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom avea din nou un număr de 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, în ultimul, voi face al 8-lea picioruș scurt. Așa, în felul acesta am obținut cele 10 piciorușe scurte. Acum vom face 6 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Deci aceste 10 piciorușe le vom lucra de 6 ori, 6 rânduri. Iar noi ne întâlnim după ce terminăm aceste 6 rânduri. Am lucrat cele 6 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Vom continua cu rândul 22 și vom lucra 2 piciorușe scurte. După care vom lucra 2 înmulțiri de câte o jumătate de picioruș dublu. Deci în primul ochi voi face 2 jumătăți de picioruș dublu, voi trece în cel de-al doilea ochi, în ochiul următor, voi face din nou prima jumătate și cea de-a doua jumătate de picioruș dublu și vom continua cu cele 6 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul acestui rând și astfel, la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea. Acum vom continua lucrând un rând de 12 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Pentru că aici vom face genunchiul. Deci 12 piciorușe scurte așa cum se găsesc.
Apoi, vedeți că piciorul din spate este diferit de cel din față, de aceea va fi nevoie să lucrăm cu mare atenție. Începutul, așa cum vă spuneam, până la rândul numărul 13, inclusiv rândul 13, sunt egale la fiecare picior. Restul este diferit. Am lucrat aceste 12 piciorușe scurte, acum voi continua cu rândul 24 și voi face două piciorușe scurte. Două scăderi. Prima scădere. Voi continua cu cea de-a doua scădere. Și voi continua cu cele 6 piciorușe scurte care mi-au rămas. Astfel, la sfârșitul rândului vom avea din nou 10 piciorușe scurte. De aceea lucrez pas cu pas cu dumneavoastră, pentru că sunt câteva lucruri pe care trebuie chiar să le urmărim pas cu pas. Acum voi continua cu rândul numărul 25 și voi face 6 înmulțiri consecutive. Deci în primele 6 piciorușe vom face câte o înmulțire. Cea de-a doua înmulțire. Cea de-a treia înmulțire, cea de-a patra, cea de-a cincea, și cea de-a șasea înmulțire și ultima. Și vom continua cu cele patru piciorușe scurte care ne-au rămas. 1, 2, 3, 4 și astfel am obținut un număr de 16 piciorușe scurte. Acum vom face 14 piciorușe scurte. Deci 14 fără alte. Vom lucra în mod normal. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, iar ultimele două piciorușe le vom scădea. Vom face o scădere și deci în felul acesta obținem un număr de 15 piciorușe scurte. Schimbăm firul despărțitor. Și continuăm. 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 5 piciorușe scurte. Vom face o scădere. O scădere. Scuzați. O scădere.
și vom continua cu 8 piciorușe scurte pe care le vom lucra singure, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 14 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Deja am ajuns, însă trebuie să răspund la telefon, sigur, este unul dintre copiii bătrânii și nu vreau să fiu absentă la apel. Scuzați întreruperea de prima, era unul dintre fiii bătrânei, raportul de dimineață. Acum vom continua rândul 28 și vom face o mulțire urmată de un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 21 de piciorușe scurte. În fiecare dimineață, unul dintre copiii bătrânei cheamă la telefon pentru a vedea care este situația. Și de aceasta a trebuit să opresc și să răspund. Am ales să fac ziua acest tutorial pentru că, așa cum ați văzut, am avut de lucrat cu culoarea neagră. Culoarea neagră cu lumina artificială este mult mai dificil de lucrat și de aceea și această întrerupere. Deci, așa cum vă spuneam, pe întreg parcursul acestui rând, lucrăm o mulțire, un picioruș scurt, iar la sfârșitul rândului avem un număr de 21 de piciorușe scurte. Aici voi face ultima înmulțire. Ultimul picioruș scurt, unde voi adăuga și firul, pentru că, așa cum vedeți, este la sfârșit. Așa. Vom face exact ca de fiecare dată. Aici voi încheia piciorușul cu aceeași culoare, voi trage bine capetele și pentru câteva rânduri voi lucra cu cele două fire ascunse în spate pentru a le da stabilitate. Acum voi repeta acest rând de 21 de piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Așa. Și vom continua lucrarea. La capătul rândului, așa cum vă spuneam, vom avea aceleași 21 piciorușe scurte. Apoi vom continua. În momentul în care voi termina acest tutorial cu piciorușele, eu voi încărca tutorialul pe YouTube. Durează foarte multe ore până când încarc fiecare tutorial. Vă las timpul necesar să vă puteți lucra și dumneavoastră piciorușele. Apoi mă voi întoarce cu un nou tutorial în care lucrăm corpul, gâtul renului și sper ca în 3 tutoriale să reușesc să terminăm acest frumos Rudolf, pentru că așa se cheamă, Rudolf. Am ajuns și la capătul acestui rând.
21 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, după care voi face o scădere voi continua cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iar acum voi face din nou o scădere. Și astfel am ajuns la un număr de 19 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 19 piciorușe scurte. 19 piciorușe scurte pe care le vom lucra singure. Am lucrat cele 19 piciorușe scurte, acum în ultimul picioruș voi face o mulțire și mă voi reîntoarce la cele 20 de piciorușe scurte pe care le-am avut ceva timp în urmă. Acum voi continua să lucrez un rând de 20 de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Da. Odată ajunse la capătul acestui rând de 20 de piciorușe scurte, vom tăia firul și vom închide lucrarea. Eu între timp am umplut cu melană piciorușul al doilea, deci acestea sunt tutoriale pentru piciorușe. Eu le-am lucrat pe toate patru, le am aici. În următorul tutorial, așa cum v-am spus, vom lucra corpul renului Rudolf. Și aceasta din cauza că timpul pentru a încărca fiecare tutorial este foarte lung. Acest tutorial va dura în jur de 5 ore până când îl voi reuși să-l încarc. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă promit că mâine, cel mai târziu, vom avea continuarea tutorialului. O zi frumoasă tuturor! Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii și vă aștept din nou alături de mine. La revedere!